E senzațională. Și mai ținem așa puțin și la kilogramele noastre. Ia uite ce faină e, ce cremoasă e. Un deliciu. Te obișnuiești foarte repede cu așa ceva. Dacă respecti rețeta și nu ție, să-ți trimit ingrediente la tine în bucătărie. Mai iau o gură că tare bună. Dacă sunteți fan salate, ei bine, ați nimerit bine. Și eu sunt pofticios de salate. Și asta vreau să fac o salată minunată din ingrediente, ai spune, probabil, ieșite din comun. Varză cu avocado, cu ou, cu roșii, cu castraveți, ce-o fi aici? Ei bine, te asigur că e ceea ce trebuie. Doar să faci rețeta aceasta, că vorba e garantată și nu pierzi nimic, și să vezi dacă ești mulțumit sau nu de ea. Ingredientele cele mai aici le găsești acolo jos în descriere. Acum am să mă apuc de pregătit. Bunătate de salată! S-o adaug la lista mea de salate, căci mai am câteva 10 de rețete. Așa că hai la treabă! Pentru început, dragilor, mă voi ocupa de varză. Și am aici o varză de asta, de vară, numai bună în sezon și se potrivește pentru sălățica ce urmează să o facem. Între timp cât pregătești restul de ingrediente, dacă ouăle nu sunt fierte, e bine le pui la fiert. Cât timp? Lasă-le și tu să fie tari, vreo 7-8 minute, să se facă exact cum trebuie. Ouă tari pentru sălățică. Așa că voi tăia varza, să zic aproape jumătate de varză. Apoi am să o mărunțesc. De fapt, am să o mai tai odată în jumătate și am să iau să o mărunțesc. Să o tai cât se poate de subțirel. Ia ca așa. După cum vezi, oscilez cu cuțitul când în stânga, când în dreapta. De ce? Ca să nu iasă franjurile prea mari. Și în felul acesta vor ieși toate cam de aceeași dimensiune. O leacă mai încolo decât 3 minute. După varză, castravete. Am aici 3 castravecior. De aștia așa, ca de la noi. Am să-i feliez în feliuțe de, să spun, 3-4 mm. Ia ca așa. Apoi, în bastonașe de 3-4 mm. Și din bastonașe, în cubulețe. La castravete, foarte important, am să vă zic acum o mică chestiune pe care am învățat-o și eu din experiență. Dacă cumva castraveciorul duce lipsă de apă, adică e secetă și duce lipsă de apă, nu a fost udat sau mai știu ce alte motive, ei bine, este indicat să înlăturați capetele. De ce? Pentru că sunt amare. Și cumva eu m-am obișnuit, de fiecare dată când folosesc castravete, ei bine, înlătur capetele, căci nu se știe niciodată dacă e amar sau nu. Și nici n-am chef să gust poate atunci. Așa că eu te-aș sfătui să faci și tu la fel, să nu care cumva să-și strici salata datorită unor capete de la castravete. 2 minute, mai târziu. Le pun frumos în bol, peste varză și trecem mai departe. De data asta, cu o ceapă medie spre mică, în jumătate. O dată și încă o dată și la mărunții cu ea. La fel în bol. Apoi roșiile. Am aici niște roșiuțe minunate, minunate. Și fii atent ce am să fac. Am să iau doar partea de deasupra și am să evit în felul acesta semințele. Ia ca așa. De ce fac lucrul acesta? Ei bine, pentru semințe și excesul de lichid. Prefer să le am așa, cubulețe, să se simtă altfel. Să nu iasă o salată prea moale, prea umedă. Așa că aplatizez, tai în fâșiuțe de, să spun, 5-6 mm și apoi în cubuleți. Ia ca așa. Dai deoparte și la fel procedez și cu cea portocalie. Un ușor gust diferit, o culoare nemaipomenită și da, creez un curcubeu în sălățica ta. Așa că, ia uite. Și eu și le fac și pe astea cubuleți. Și le dau drumul ghenaș. Perfect. Și continuăm. Acum, dragii mei, pătrunjel din plin. Și am aici 2 legături. Am să folosesc doar frunzurițele. Dar procedez așa. Practic, berberesc legătura de pătrunjel să rămână doar frunzurițele. Iar ce am aici merge la supă. Știți foarte bine că nu se aruncă. Uite așa. Adun pătrunjelul o grămadă. Și îl toc mărunt. Gata și pătrunjelul. Îl iau și îl pun peste. Apoi zeama de la o lămâie pe jumătate. Iau și o scorc direct în blender, mixer, cum vreți voi să-i spuneți. Uite așa. Undeva la 4-5 grame de sare. Eu am aici sare de mare. Am să pun și un ou, da, un ou fiert tare. Iar acum tai avocado în jumătate. Răsucesc. Scot afară sâmburașul. Și uite așa.
Îi dau drumul aici. Pe cât posibil să fie copt, adică să nu fie tare precum cartonul. Pui aici. Trecem și la următorul. Cum îți dai seama că avocado e copt? Ei bine, dacă le iei verde, se va închide la culoare și va căpăta culoarea asta așa de prună. Exact aia e, un mov închis, un violet închis. N-aș putea să identific culorile altfel pentru că atâta vede ochiul meu. Culoarea prunei super, super coapte. Apoi apeși pe el și dacă simți cumva că e tare, îl mai lași. Dacă nu, îl poți folosi fără nicio problemă la mâncare, la salată, la ce vrei tu să faci. Și apropo, dacă vrei să faci un guacamole pe cinste, rețeta aici la recomandări. Da, ia să-l învârt. Uite așa, ia uitați ce bine arată. Dacă vreți puteți să-i faceți câteva tăieturi în genul acesta. Uite așa. Și invers. Și în momentul în care îl veți scoate cu lingura, va ieși tot cu bulețe. Ia ca așa. Cât despre ouțele astea rămase, e bine am să le folosesc ca decor. Și ori le tai în patru, ori dacă nu le tai în feliuțe. Să spunem că am să le tai pe astea o dată în patru. Iar cea mai aici am să tai în feliuțe. Perfect. Acum, ulei de măsline. Am să pun cam 100 de ml de ulei de măsline. Toarnă, toarnă, gogule. Iau și pun capacul și fac totul pastă fină. Mai exact, un soi de maioneză. Acum fii atent cum se produce magia. Dragilor, cam asta e. Ia uite ce frumos s-a făcut. Și tot ce rămâne de făcut este să turnăm pasta de avocado peste bunătate de salată. Un fel de dressing la această minunată sălățică. Acum iau și amestec totul. Uite așa. Cele mai lungi 5 minute. Dragilor, gata salata. O ornez și nu rămâne ceva de făcut decât să vin încă de voi și să vă spun cum a ieșit. Pentru că da, arată foarte bine. Și e o salată nemaipomenită pentru zilele de vară pe care le trăim. Și nu numai. Iar dacă vrei versiunea de post, pur și simplu nu adaugi oul. Și ai obținut o salată de post, fără nicio problemă, în cazul în care rămâi fără idei, ia că știi ce poți să faci. Da, dragi pofticioși, pun pe farfurie și degustăm. Hai, imediat începe show-ul. Dragii mei pofticioși, iată-te. Am făcut o nouă rețetă de salată nemaipomenită, potrivită pentru perioada aceasta, că vorba aia, nu prea putem să ne încărcăm cu prea multă proteină, că ne pică greu. Așa că sălățica e soluția. Când e cald afară, sălățica e mereu soluția. Și mai ținem așa puțin și la kilogramele noastre. Le dăm jos, nu le acumulăm. Dragilor, haideți să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Că sincer să spun, arată bine, îmi place de numai. Iar gustul sper să fie pe măsură. De fapt, nu că sper, știu cum e gustul. O să fie pe măsură. Chiar o să-l depășească, că vorba aia am gătit pentru voi. Și acum gata cu vorbăria, hai să degust. Ia uite ce faină e, ce cremoasă e. Am luat așa cu de toate. Wow. Se simt elementele foarte bine. Crocantul de la varză e foarte, foarte binevenit și cremozitatea de la avocado cu pătrunjelul, cu roșiile, cu oul e senzațională. Wow. Un deliciu. Te obișnuiești foarte repede cu așa ceva. Legumele proaspete folosite la salată sunt senzaționale. Așa că fă mai des piața, ia ingrediente cât se poate de proaspete sau dă iama în grădină și ia de acolo niște bunătăți și faci o sălățică pe cinste. Mai ales acum în plin sezon de bunătăți. Așa că dragii mei, mai iau o gură că tare bună. Ce mai rămâne de zis decât atât? Mulțumesc că m-ai urmărit până la final, mulțumesc că ești alături de mine de fiecare dată pe canalele mele de YouTube, Facebook, TikTok și Instagram, când dai cu like, cu share, cu comentarii, că mă urmărești mereu, mereu și mereu și sper că ți-a plăcut rețeta de azi. Dacă nu, caută pentru cele peste 500 de rețete și vei găsi măcar una care să se potrivească. Așa că până data viitoare, când ne vor revedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi fără amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătăți, mai ales cea mai aici în față, eu te-am pupat, te-am îmbrățișat, am plecat cu Constantin direct la mânca. Hai! Pa, pa și toate cele bune! Mamă! Ia! Am nevoie!